Mihai, a început al doilea cantonament. Cum vă simțiți și cum, care sunt diferențele față de anul trecut? Pentru că tot aici ați fost. Diferențele, nu cred că e nicio diferență. În afară că au venit câțiva jucători și au plecat alții, tot aici ne-am antrenat și anul trecut. Aceeași chestie. Antrenamentele sunt diferite? Se pune mai mult accent pe ceva? Păi, în general, în cantonament se pune accent pe partea fizică, pe forță. Dar numai că acum o să avem mai multe amicale față de anul trecut și mult mai puternice. Te întreb pentru că au fost momente în care ați fost criticați pentru forma fizică arătată în anumite meciuri. Bine, criticile o să fie întotdeauna. Dacă o să stăm bine pe partea fizică, o să găsească să ne critique pentru altceva și tot așa. Ajută amicalele astea mai puternice, având în vedere că anul trecut ați fost în Champions League, acum sunteți în preliminariile Europa League. Normal că vor să ne ajute, pentru că o să vedem la ce capitole mai avem de muncă până începe campionatul și să ne dăm seama la ce nivel suntem. Totuși nu sunt niște adversari prea puternici? Nu. Pentru că și echipe de Europa League, de Champions League, deci ca sunt cam de calibru nostru, să zic așa. Constantin Budescu va pleca de la echipă sau a plecat deja de la echipă. Slăbește asta echipa sau veți fi mai puternici în noul sezon cu noul sistem tactic? Cu siguranță. Budescu era un jucător valoros, dar sunt absolut sigur că cine va juca în locul lui nu o să-i facă simțită lipsă. Simțiți că vi se potrivește acest nou sistem mai mult decât cel vechi? Vom vedea pe viitor. Acum e prea devreme să spunem că ni se potrivește sau nu ni se potrivește. Se vorbește acum că în față se va folosi acest modul 4-3-3, iar în față vor fi trei jucători foarte tineri. E ăsta un minus sau un plus? Da. Și asta se va vedea tot pe viitor. Pentru că acum e prea devreme să spunem că ni se potrivește sau nu. Cu siguranță sunt trei jucători tineri și în același timp foarte valoroși, dar vom vedea pe viitor dacă e un minus sau un plus. Se pune mai mult accent acum pe tinerețe decât pe experiență? Sau pe ambiție decât pe experiență? Nu cred, pentru că și anul trecut au fost foarte mulți jucători tineri și acum la fel. Ați pierdut titlul în fața Viitorului, în fața CFR-ului. Anul ăsta Cristi Borcea a ieșit și el din închisoare. Credeți că Dinamo poate fi un adversar dacă el va reveni la Dinamo? Bine, Dinamo a fost întotdeauna un adversar pentru noi, chiar dacă anul ăsta nu a fost în play-off. Dar cu siguranță anul acesta nu mai putem să ne permite să pierdem încă un titlu. Cum se pare parcursul vostru din sezonul acesta, parcursul european, zic? Aveți mai multe șanse? Cum îl vezi? Că probabil ați analizat. Da, avem mai multe șanse, dar sperăm să întrecem parcursul de anul trecut. Asta ce ar însemna? Asta ar însemna să trecem de grupe și să ajungem cât mai departe decât anul trecut. Te-ai uitat la Mondial, am văzut că și colegii tăi se uitau când erau în cantonament la Brașov. Cum ți se pare ediția asta? Ce favorită mai ai? Favoritele mele au ieșit. Era Spania și Portugalia, dar au ieșit amândouă. Și acum? Acum nu mai. Cine câștigă să câștige. Nu, că n-am nicio favorită din acestea care au rămas. Poate Belgia. Cine crezi că va câștiga? Eu cred că Brazilia. Crezi că asta va lipsi și vouă anul trecut în campionat și ați pierdut titlul, spiritul de echipă? Pentru că s-a vorbit foarte mult că la acest mondial echipele cu spirit au reușit să câștige în fața celor valoroase. Cred că da. Ne-a lipsit, dar sperăm că au fost și alte greșeli pe care sper că anul ăsta să nu le mai repetăm. Da, măcar ați văzut care au fost greșelile comise? Da, normal. Am avut timp toată vacanța să ne dăm seama care, atât noi cât și staff-ul, care au fost greșelile și să le remediem. La Wimbledon te uiți? Ții cu jucătoarele românce? Da, normal. Le doresc multă baftă și sper ca Simona să câștige.